Garda de mediu. Garda de mediu ne trimite, invoc articolul 18 din alineatul 9 al legii 24/2007, care spune că fiind teren cu construcții, asta înseamnă că e proprietate privată și că nu poate aplica legea care protejează spațiile verzi. Și aici o să vă citesc un pic din... Deci ce zice alineatul ăsta, articolul 18 din alineatul 9 din legea 24? Terenurile înscrise în cartea funciară ca fiind în categoria curs construcții, terenuri ce se află în proprietatea privată a persoanelor fizice sau juridice, nu pot fi inventariate sau declarate ca spații verzi în sensul legii decât după îndeplinirea procedurii de expropriere, conform legislației în domeniu. Adică terenul în cauză nu face obiectul sesizărilor pe care le-am trimis noi gărzii de mediu, pentru că e încadrat la categoria curs construcții. Însă curs construcții, ne-am uitat și noi ce înseamnă, e foarte simplu, înseamnă terenurile ocupate cu curs construcții, cuprinde terenurile cu diverse utilizări și destinații. De exemplu, clădiri, curți, fabrici, uzine, silozuri, gări, hidrocentrale, cariere, exploatări miniere și petroliere, cabane, schituri, terenuri de sport, aerodromuri, diguri, talusuri, pietruite, terase de bușee, grădini botanice și zoologice, parcuri, cimitire, piese, rampe de încărcare și multe alte încadrări. Deci, ați auzit cuvântul parcuri în terenul curs construcții. Ce vreau să zic este că garda de mediu de fapt fuge de responsabilitate și uită că de fapt toate celelalte prevederi ale legii spațiilor verzi protejează parcurile și spațiile verzi, indiferent de regimul lor juridic, fie proprietate privată sau proprietate publică.